cânte la semafor. Titlul este Cel care s-a dat pe sine. Ascultă mesajul ei. Tu, drag pieton, dacă asculți de Dumnezeu, ești binecuvântat de El. Omule, aici, pe acest pământ, crucea lui de la Calvar răspundește milă, har și iertare de oricui, oricând. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. Lumea de-ar fi a ta, ce folos tu ai avea, dacă sufletul pierdut s-ar fi. Viața trece ca un vis, te-ai gândit la paradis sau la iadul veșnic din abis. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. Într-o zi și eu am spus, te urmez, Doamne Iisus, viața de atunci El mi-a schimbat. De Iisus nu mă despart, El îmi este cel mai drag, în poarta celului mă așteaptă-n prag. Cântați cu noi! Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. Când stați cu mașina în trafic aici în Băiuș la un semafor, că numai două sunt, rugați-vă pentru cel din stânga și din dreapta, cei care trec strada. Domnul să-i aducă aici vis-a-vis de cimitir și în loc de supărare și despărțire să întâlnească viață. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. Slavă Celui ce a murit pentru noi și a înviat. Versetul 2 din capitolul 16, cartea Levitic, spune în felul următor. Domnul a zis lui Moise, vorbește fratelui tău Aron și spune-i să nu intre în tot timpul în sfântul locaș, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispășirii care este pe chivot, ca să nu moară, ci deasupra, căci deasupra capacului ispășirii mă voi arăta în nor, zice Domnul. Amin. Vedeți? Trăim niște vremuri în care creștinismul este foarte siropos, este foarte superficial. Aproape că închinarea, intrarea în prezența lui Dumnezeu și-a pierdut orice reverență.
Și, bineînțeles, în vest, în societățile prospere ale lumii, se predică de multe ori o evanghelie facilă, o evanghelie ieftină și oamenii au pierdut parcă simțământul acela de reverență atunci când trebuie să intre în prezența lui Dumnezeu. Însă principiile intrării în prezența lui Dumnezeu sunt aceleași. Ele nu s-au schimbat. Ceea ce Dumnezeu a poruncit lui Aaron, a poruncit lui Moise, s-a transmis din generație în generație pe la Domnul Iisus Hristos și la noi atunci când vrem să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Și dacă în seara aceasta suntem aici și avem înaintea noastră cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să urmărim împreună trei principii de intrare în prezența lui Dumnezeu. Pentru că nu există altă activitate mai importantă în lumea aceasta, în viața aceasta scurtă, decât a intra în prezența lui Dumnezeu, de a trăi în prezența lui Dumnezeu, de a fi într-o continuă părtășie cu Dumnezeu. Pentru că de această părtășie, de această intrare în prezența lui Dumnezeu, atârnă veșnicia noastră întreagă. Dacă am intrat în mod corect înaintea lui Dumnezeu, dacă am fost primiți de Dumnezeu, dacă am primit dovada primirii noastre înaintea lui Dumnezeu, atunci, în ziua aceea, când se va face Marea Sărbătoare, vom intra pentru toată veșnicia în prezența Lui. Și, vedeți, noi ne adresăm lui Dumnezeu așa, la per tu. Zicem, tu, Doamne, tu, Doamne. M-a surprins așa odată într-o duminică seara în biserică la noi o groază așa și am zis, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Iar noi suntem oameni. Însăși faptul că ne îngădui să ni te adresăm ție este ceva de neconceput pentru mintea mea. Este un har atât de măreț ca tu, Dumnezeul cel adevărat, care ții în mâinile tale frâiele universului, care toate le-ai făcut și pe toate le ții în dreapta ta, îmi îngădui mie, un netrebnic, să-ți adresez cuvânt. Ba mai mult, să cred că mă asculți și din când în când să-mi răspunzi. Și m-a umplut așa o reverență sfântă și am zis, Doamne, ajută-mă ca ori de câte ori voi vrea să intru în prezența Ta, să o fac în mod corect, să ne dea Dumnezeu o relație corectă cu El, o părtășie reală cu El. Să nu venim doar așa de pe buze, dintr-un impuls emoțional și să ne hrănim cu nădejdi înșelătoare. Pentru că Dumnezeu este sfânt. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. La uzul acestor cuvinte mi se face așa carnea pe mine, cumva, Dumnezeu este. Dumnezeu este în locul acesta și ori de câte ori vrem să intrăm în prezența Lui, trebuie să știm cum să facem lucrul acesta. Și principiile acestea care au fost date lui Aaron, vreau să le urmărim puțin, apoi să vedem cum Domnul Iisus Hristos a împlinit aceste principii dumnezeiești și cum trebuie să o facem noi la rândul nostru. Și în primul rând, intrarea în prezența lui Dumnezeu se face numai la invitația lui Dumnezeu. Eu nu pot să mă duc la Dumnezeu numai așa de capul meu. Nu mă pot duce la Dumnezeu așa cum vreau eu. Mântuirea și apropierea de Dumnezeu este ideea lui Dumnezeu și se face la invitația lui Dumnezeu. Contextul acestui pasaj pe care l-am citit ne arată că au fost doi oameni, predicatori, doi fii de păstori, de preot, fiul lui Aaron, Nadab și Abihu, care au vrut să meargă înaintea lui Dumnezeu așa cum au vrut ei. Erau atât de obișnuiți cu lucrarea, erau atât de obișnuiți cu templu, cu biserica, cu altarul, încât au uitat să respecte pe Dumnezeu. Și au intrat în prezența lui Dumnezeu, punându-și în cădelniță niște foc străin, niște foc care nu era sfințit. Și intrând în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu a trimis un foc și a mistuit pe loc, murind înaintea altarului. Și Aaron a tăcut, pentru că a știut el că au făcut un lucru groaznic.
Și atunci Dumnezeu vine și spune, spune lui Aron, să nu intre de capul lui în Sfânta Sfintelor. Să nu intre de capul lui în Sfântul Locaș, ca să nu moară. Ci iată cum să intre. Să intre numai când îl chem eu. Să intre numai când îi spun eu. Și Dumnezeu i-a fixat o zi de Iom Kipur, de ziua ispășirii, în care Aron putea să intre în fața lui Dumnezeu, între heruvimi, și să stea acolo cu capul plecat la umbra heruvimilor, unde era tronul lui Dumnezeu, unde era chivotul ispășirii, unde era scaunul harului, și să facă slujbă în templu, singur, în prezența lui Dumnezeu. Avea întâlnire într-o singură zi. Atunci putea să intre. Odată pe an. Și cinstea aceasta nu și-a luat-o singur. Dumnezeu l-a numit și l-a chemat să fie acela care să ducă sângele pe altar înaintea lui Dumnezeu. Despre Domnul Iisus Hristos, care este mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, autorul epistolei către evrei, în capitolul 5, între versetele 1 și 6, spune că și Hristos nu și-a luat cinstea aceasta singur. El n-a venit de capul lui. El nu și-a luat cinstea aceasta, ci a venit trimis de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, pus de Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu în Galateni spune că la împlinirea vremurilor, la timpul hotărât de Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit prin Fiul, născut din femeie, născut sub lege. Și Domnul Iisus Hristos, prin care toate veacurile sunt făcute și care ține tot universul acesta împreună, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, a venit în prezența lui Dumnezeu și a zis, tu nu dorești nici jerfe, nici arderi de tot, ci mi-ai pregătit un trup. Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și-a făcut voia lui Dumnezeu, la chemarea lui Dumnezeu, la invitația lui Dumnezeu, în timpul hotărât de Dumnezeu. Cât despre noi, iubiții mei, și noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu, la chemarea lui Dumnezeu, la invitația lui Dumnezeu. Și invitația lui Dumnezeu răsună de 2000 de ani. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și adevărat vă spun, când voi fi înălțat, spunea Domnul Iisus, voi atrage pe toți oamenii la mine. Iar în ziua când Petru a făcut prin Duhul Sfânt vindecarea slăbănogului la Poarta Frumoasă, a spus, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca Dumnezeu să vă trimită vremuri de înviorare. Invitația aceasta este dată de Dumnezeu. Mântuirea, așa cum am spus mai înainte, este inițiativa și ideea lui Dumnezeu. Mântuirea n-a făcut-o Biserica Pentecostală, mântuirea n-a făcut-o Mișcarea Reformată, mântuirea n-a făcut-o bisericile istorice. Mântuirea aparține lui Dumnezeu. El are monopolul asupra mântuirii. Nu biserica mântuiește. Singurul care mântuiește este Dumnezeul cerului și al pământului. Și El te cheamă astăzi. Astăzi este vremea ta, astăzi este timpul tău. Când Dumnezeu te cheamă, ca prin pocăință, să te întorci la Dumnezeu. Apostolul Pavel stătea odată de vorbă cu niște filozofi în Areopag, pe câmpul lui Marte, în Atena. Și le spunea el despre creație, despre toate lucrurile și la un moment dat, parcă face așa o cotitură în mesajul lui. Și zice, căci Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin Cel pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Hristos a înviat. Dumnezeu a dat o dovadă că prin El Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a chemat la Sine, ne-a chemat acasă. Invitația este deschisă pentru fiecare dintre noi.
Ușa harului este deschisă pentru toți acei care vor să se apropie de Dumnezeu. Astăzi nu mai trebuiesc ritualuri seci, astăzi nu mai trebuiesc jertfe fără folos, astăzi nu mai trebuiesc violență și sânge, pentru că toată violența și sângele de care a fost în stare omul s-au întâmplat pe Golgota acum 2000 de ani în trupul lui Iisus Hristos. Și prin El astăzi avem iertare, avem răscumpărare, avem înfiere, avem liberă trecere la Tatăl. Și avem o invitație deschisă și invitația aceasta este semnată cu sânge de Dumnezeu Tatăl. Și este adresată ție și mie, pe numele tău și pe numele meu. Pentru că pe mine și pe dumneata te cheamă oricine. Numele meu acolo în mijloc este oricine. În cuvântul acesta ne întâlnim toți. Oricine. Și pentru mine și pentru dumneata chemarea este aceeași. El este căpetenia și desăvârșirea mântuirii noastre, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dacă astăzi ești aici, ești pentru că Dumnezeu vrea să deschizi invitația și să te uiți pe ea. Și pe ea scrie, Domnul, Doamna, cu tare și numele Dumitale, ești invitat la ospățul nunții mielului. Întâlnire în ziua sărbătorii. Dar trebuie să răspunzi acum. RSVP, așa spunem noi, răspunde. Trebuie să răspunzi acum dacă vrei să mergi sau nu. Pentru că locurile Domnul Iisus Hristos le pregătește. Și El are pregătit acolo și pentru tine și pentru mine. Și vrea să-ți pregătească un loc ca împreună cu El să fii și tu. Să fiu și eu. Chemarea este pentru noi toți și chemarea este din partea lui Dumnezeu. Nu ne socoti chemarea. Tu ai dreptul. Tu ai dreptul să vii la Dumnezeu și astăzi este ziua ta. Astăzi este ziua mea. Ziua de ieri a trecut, s-a dus cu amintirile ei. Ziua de mâine poate nu mai vine niciodată. Astăzi este ziua în care Dumnezeu ți-a dat întâlnire ca să răspunzi la invitația Lui. Apoi, al doilea lucru, înaintea lui Dumnezeu, sau în prezența lui Dumnezeu, se intră fără pretenții și podoabe exterioare. Vedeți? Aron, dacă citim în Cartea Exodului, în capitolul 39, Aron ăsta avea o îmbrăcăminte extraordinară. Era îmbrăcat atât de pompos și atât de strălucitor, încât îți lua ochii. Avea pe trup o cămașă fină de fir albastru, alb și cărmiziu. Între firele țesăturii erau niște plăci de aur tăiate fin și aurul acela era țesut în țesătură. Apoi, peste cămașa aceea avea o mantie care era și ea din material de in răsucit, lucrat cu măestrie. Peste mantie avea niște epoleți, avea niște umerari mari. Pe umerari aceia de aur cu ciucuri frumoși erau niște pietre strălucitoare. Hainele erau prinse cu un brâu, tot de aur. Și pe el pietre strălucitoare. Pe cap avea o mitră mai strălucitoare decât a papei sau a patriarhului, făcută cu multă, multă măestrie și meșteșug. Iar peste tot avea un pieptar din diamant, hrisolit, sardonit, niște pietre extraordinar de scumpe. N-aș vrea să intru în detalii, dacă vreți să citiți capitolul 39 din Exod, veți vedea acolo o risipă de bani. Pentru ca Aron să arate bine, pentru ca preotul să arate bine. Însă hainele acestea și mitra și pieptarul și mantia și brâul nu erau pentru intrarea în prezența lui Dumnezeu.
Ele erau pentru ieșirea în fața poporului. Pentru ca tot poporul și străinul să zică, wow, ăsta Dumnezeu. Uite, domnule, cum se îmbracă. Uite ce veșminte, uite ce straie. Uite, ăsta-i Dumnezeu. Însă, pentru intrarea în prezența lui Dumnezeu, în ziua ispășirii, Aron trebuia să lepede toate acele haine, să-și spele trupul cu apă și apoi să se îmbrace în alte haine sfințite. Și ele se compuneau dintr-o pereche de izmene, albe de in, o cămașă lungă, albă de in, o mantie simplă, albă de in, un brâu simplu, alb de in, și o mitră ca o scufie, așa ca o șapcă, ca o bonetă, fără nicio strălucire, fără nicio podoabă, albă de in. Pentru că el trebuia să intre în prezența Dumnezeului Universului. Și pe Dumnezeu nu-l impresionează pietrele scumpe, nici aurul, nici țesătura fină. El trebuia să intre în Sfânta Sfintelor și trebuia să intre în fața Dumnezeului celui viu, a cărui ochi sunt ca para focului. Singurul lucru care trebuia să aibă era niște clopoței la poalele veșmintelor, niște ciucuri în formă de rodie și clopoțel. O ciucure, un clopoțel. De piciorul drept trebuia să-i fie legată o funie și lua sângele și mergea în fața catapetesmei. Catapeteasma era întins între doi stâlpi. Ajungea în fața catapetesmei, lua ligianul, îngenunchea cu ligianul jos, ridica puțin catapeteasma care era întinsă, care nu se separa, și se vâra în felul acesta pe sub catapeteasmă. Înainte era ligianul cu sânge și în poziția aceasta, cu ligianul deasupra capului, trebuia să se ridice, dar nu prea sus, că erau aripile heruvimilor acolo și să nu dea cu capul de ele. Și în felul acesta, în poziția aceea îndoit, acolo singur, singur, nu era nimeni în templu, toți preoții erau afară, toată asistența era afară și preotul intra, Aron intra acolo și punea sângele pe altar, pe corni și pe scaunul harului. Și toți trăgeau cu urechea la clopoțel. Și dacă suna clopoțelul, preotul era viu și jertfa era primită. Și dacă, Doamne ferește, nu mai suna clopoțelul, jertfa nu era primită și trebuia să-l tragă de frânghie afară din Sfânta Sfintelor. Cam acesta era în linii mari ritualul, pentru că, așa cum am spus mai înainte, înaintea lui Dumnezeu intri fără podoabe, fără pretenții, fără strălucire personală, pentru că Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni. Toată slava este a Lui, toată strălucirea este a Lui, toată gloria este a Lui și El nu împarte cu tine și cu mine, ori cu Aron, cu nimeni. Și Domnul Iisus Hristos a împlinit exact același ritual. Cuvântul Domnului ne spune în Filipeni, capitolul 2, să aveți în voi același gând care era în Hristos Iisus. El n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, s-a smerit și s-a făcut asemenea oamenilor. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul, mărire Lui în vecii vecilor. Hristos s-a smerit. Iisusul Mariei
este Hristosul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, prin care toate lucrurile au fost făcute. Slava și cinstea îl încoronează, el este deopotrivă cu Tatăl. Dar el, de bună voie a lui, a ales să se smerească, să se retragă, să se micșoreze, să intre în trupul fără pată al unei fecioare și să se nască ca noi, să fie ca noi, să poată să ne ispășească păcatele noastre. De aceea Dumnezeu l-a primit. Și apoi autorul epistolei către evrei detailează și spune că Hristos a luat nu sânge de țapi, nici de viței, ci însăși sângele lui. Și a intrat nu în locul acela de pe pământ, ci într-un loc mai mare și sfânt, după imaginea căruia este făcut locul de pe pământ. Și a făcut același ritual ca și Aron. A făcut aceeași mișcare ca și Aron. A adus sângele lui ca jertfă de răscumpărare înaintea lui Dumnezeu. A adus sângele lui propriu, fiind mare preot și miel de jertfă. Și l-a pus pe altar înaintea lui Dumnezeu. Și a treia zi a sunat clopoțelul. A treia zi a sunat clopotul și Iisus Hristos a înviat din morți, pentru că jertfa lui a fost primită înaintea lui Dumnezeu. Și a ieșit din mormânt cu moartea pe moarte călcând. Și apostolul Pavel vine și zice: Hristos a fost dat din pricina păcatelor noastre și a fost înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Glorie lui Dumnezeu! Jertfa lui Iisus a fost primită de Dumnezeu și dovada că a fost primită jertfa de Dumnezeu este faptul că El a înviat din morți, binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Iubitul meu, astăzi noi intrăm și noi în prezența lui Dumnezeu. Intrăm în numele altuia, intrăm în numele Lui, intrăm în numele Domnului Iisus Hristos. Dar trebuie să o facem dezbrăcați de orice pretenție, de orice mândrie, de orice orgoliu, de orice răutate, de orice meschinărie. Să ne dezbrăcăm de noi înșine. Domnul Iisus Hristos spunea: dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine și să-și ia crucea în fiecare zi și în felul acesta să mă urmeze. Înaintea lui Dumnezeu nu poți să mergi ca fiind cineva. Înaintea lui Dumnezeu poți să mergi numai ca fiind oricine. Înțelegeți sensul? Dacă eu sunt cineva, Dumnezeu, îmi pare rău, nu se uită la mine. Dar dacă eu sunt oricine, în smerenie, în umilință, în mărturisire și pocăință, Dumnezeu ne primește. Avem garanția că o face. Avem garanția că El ne primește. M-a primit pe mine. În ziua în care m-am dezbrăcat de mine și am renunțat la tot ceea ce eram eu. Dacă astăzi ești aici și încă mai crezi că ești cineva, oi fi cineva în oraș, oi fi tu cineva la locul de muncă, un pic de șef ceva, oi fi tu cineva în sat sau în biserică, înaintea lui Dumnezeu nu poți fi cineva. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să fii oricine. Pentru că numai oricine crede poate să primească viața veșnică. În prezența lui Dumnezeu se intră numai dezbrăcat de toate pretențiile și podoabele exterioare. Și apoi, înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, se intră având în mâini dovada ispășirii. Așa cum am spus mai înainte, Aron intra cu sânge și sângele era primit de Dumnezeu și Aron ieșea afară viu, semn că jertfa a fost acceptată. Iisus Hristos a făcut același lucru, a intrat cu sânge
l-a pus pe altarul lui Dumnezeu și a treia zi a înviat din morți, semn că jertfa a fost primită. Dar noi nu avem jertfe. Noi cu ce intrăm, Doamne? Noi cu ce intrăm? Pentru că nu avem nimic să-ți aducem. Știți cu ce trebuie să intrăm înaintea lui Dumnezeu? Înaintea lui Dumnezeu trebuie să intri punându-ți inima în palmă. Ducându-ți inima în palmă. Sufletul tău să se deschidă înaintea lui. În sinceritate, în deschidere, în mărturisire și să nu-ți fie frică să-i mărturisești lui Dumnezeu păcatele, că oricum El le știe. Oricum le știe. El știe și ce gândești acum, și ce ai gândit azi dimineață, și că te-ai certat ultima dată cu copiii sau soția sau soțul, și că ai făcut cu tare lucru la servici care nu trebuia să-l faci, și că ai gândit cu tare lucru sau ai poftit cu tare lucru. Orice lucru îl știe Dumnezeu. Să nu-ți fie greu să-l mărturisești înaintea lui, pentru că el oricum îl știe. Sau dacă vreți, trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu purtând în mâini inimile noastre. Și apoi Apostolul Pavel vine și mai spune: aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă, dar nu moartă, ci una vie, pentru că aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Iubitul meu, tu trebuie să te dai pe de-a întregul lui Dumnezeu. Trebuie să-i dai inima ta, trebuie să-i dai trupul tău, trebuie să-i dai banii tăi, trebuie să-i dai casa ta, trebuie să-i dai tot ce ești, tot ce faci, tot ce aspiri vreodată să fii, trebuie să-i dai lui Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă jumătăți de măsură, Dumnezeu nu acceptă o frântură din viața ta. Dumnezeu vrea totul totului tot. Amin? Amin. Numai în felul acesta poți să fii primit de Dumnezeu. Să nu ne lăsăm, iubiții mei, înșelați la gândul că suntem căzuți prea tare sau am făcut prea multe și Dumnezeu nu ne mai poate primi. Pentru că jertfa de ispășire pentru păcatele tale prezente, pentru păcatele tale trecute și da, pentru păcatele mele viitoare a fost deja primită de Dumnezeu. Și Iisus Hristos a înviat din morți ca dovadă că vina păcatului tău a fost spălată, a fost ispășită. La calvar, păcatul mi-e șters. La calvar, eu har primesc. La calvar, mântuire am în dar. Îți mulțumesc, Iisus, pentru calvar. Uimii de atâta dăște ce gând cu mulțumire fără. Fac aici ceva în
pe Iuș. Dar pot să spun la toți Iisus de harul dragostei nespus. Ce se găsește în jertfa ta? Veniți și voi la Golgota. Cu mulțumire să te la ce-ți bucurii și zâmbet de copii. Eram pierdus pe vești, legați în lanțuri reci, în moarte și păcat. Dar Iisus ne-a salvat. Mulțumesc, Iisus, pentru calvar.